Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit cu doar o săptămână înainte de luna martie și cu doar două zile înainte de Dragobete. Astfel ne vedem cu directorul adjunct al Muzeului Județean, Daniel Costache. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Le-am făcut celor de acasă o mică introducere și le completez acum. V-am invitat că e cazul să vorbim puțin de tradițiile noastre românești, de la care ne abatem tot mai mult în ultima vreme. Tocmai ce am trecut de Valentine's Day, care a devenit aproape o industrie așa de fabricat inimioare de pluș și de vândut fel de fel de accesorii care au inimioare și așa mai departe, cei de acasă care au iubiți, iubite, rude și așa mai departe, cu fel de fel de relații, cu siguranță știu la ce mă refer, au cheltuit o avere de Valentine's Day pe fel de fel de lucruri, cei cu florăriile au profitat și ei, dar iată că două zile mai avem până la Dragobete, o sărbătoare de care se mai țin doar cei cu dragoste de tradiții. Aș vrea să facem o mică paralelă și prin intermediul tuturor cunoștințelor dumneavoastră să aflăm și noi până la urmă ce este Valentine's Day? Ce este Dragobetele? Există vreo legătură între cele două sărbători, să spun așa? Și de unde au pornit? După care ne mutăm cu explicațiile în luna martie, că bate la ușă și mai sunt și evenimente pe la Muzeul Județean, dar și la teatru despre care o să vorbim, să le spunem celor de acasă că luna martie o să le aducă surpriză plăcută ca întotdeauna, mai ales la muzeu. Da, într-adevăr, luna martie este o lună întreagă dedicată femei. Este un prilej pentru a implementa un program în colaborare cu Teatrul George Ciprian Buzău și Centrul Județean de Cultură și Artă din Buzău. Am spus noi generic Zilele Femei la Muzeul Județean Buzău și la Teatrul George Ciprian. Da, va fi un ansamblu de acțiuni, un ansamblu de activități care vor avea în centru imaginea femeii, vor avea în centru ideea de femeie, pentru că mă rog, nu întâmplător cele două sărbători ale dragostei, ale iubirii, așa cum ați spus dumneavoastră, sunt Valentin și Dragobetele, sunt în luna martie. Iată că ne pregătim cu pași repezi de a sărbători ziua și luna femeii. Până la urmă avem o lună întreagă în care să ne simțim foarte, foarte apreciate și suntem păsuite așa de diverse activități sau mustrări când și când. Cred că lumea lasă lucrurile rele de spus în aprilie. Dar haideți să vedem. Până la urmă, între Valentine's Day, peste care tocmai am trecut, și Dragobetele nostru românesc ce bate la ușă și el, există vreo legătură, până la urmă, de care ar trebui să ne ținem, să spun așa? Da, bine, acum, evident, ca român o să, haideți să spunem, o să recomand Dragobetele. O să fim subiectivi, da? Da. Recunoaștem, suntem subiectivi. Să-mi pun totuși niște precizări, pentru că multă lume asociază Sfântul Valentin, or Valentine's Day, cum ne place să spunem, cu, eu știu, America. Cultura americană este un import, am importat o tradiție, am importat o industrie, de fapt, dar puțină lume cunoaște, și aș vrea să discutăm puțin mai mult despre acest subiect, originea Sfântului Valentin, care este o origine europeană, care a fost preluată de americani din Anglia, odată cu primii coloniști. Da, a fost, haideți să spunem, redimensionată, rebranduită, și așa ea s-a întors în Europa. A fost vândută înapoi, nu? Până la urmă. Nu știu cât vândută, cât am preluat-o de bunăvoie și nesilit de nimeni, dacă e să spun așa. De unde vine ideea de Sfântul Valentin? Trebuie spus că în luna februarie, în Imperiul Roman, da? Aveau loc mai multe ritualuri magico-religioase legate de fertilitate, legate în special de femeie, legate în special de aducerea la viață, de naștere și renaștere. Și aș vrea doar să amintesc sărbătorile Lupercaliei, când în februarie preoții acestei zeități, îmbrăcați simplu cu niște blăni de oaie, niște piei de oaie plini de sânge, mergeau și alergau la propriu pe străzile orașelor romane, femeile, copiii, pentru a fi atinși, pentru a-i atinge. Femeile chiar erau bucuroase și îi așteptau pe acești preoți în goana lor să le atingă. Acesta fiind un semn de
belșug, de noroc, dar și de fertilitate. Avem mai multe astfel de sărbători, mai multe astfel de practici în Imperiul Roman în luna februarie. Sfântul Valentin, personajul a existat, este vorba despre un preot din perioada, din secolul 3, din perioada împăratului Claudius. Acest împărat, așa cum, de fapt, cum probabil multă lume cunoaște, serviciul militar în diferite perioade ale Imperiului Roman putea dura și până la 20, 25, chiar 30 de ani. Acest împărat era împotriva căsătoriilor, întrucât el considera că bărbatul căsătorit are mai puțină tragere de inimă să meargă la sincer, război. Sincer, dacă e ținut 20 exact. De ani în armată, Dumnezeule, și căsătorit și necăsătorit, cred că tot nu prea iardă să meargă la armată, asta este clar. Și Claudius vedea cu ochii nu prea buni mariajul. Prin urmare, a interzis pentru o perioadă căsătoriile. Acest preot oficia căsătorii în secret. Evident, nu a ținut multă vreme, nu a putut fi ținut ascuns acest lucru multă vreme și, prin urmare, a fost prins, a fost încarcerat și a fost ucis. De aici, cel mai probabil că vine legenda Sfântului Valentin. Până la urmă, sărbătoarea dragostea pentru în mod că, sau altfel exact, și o respecta și exact, o sprijină. Iar principiul lui contrar celui al lui Claudius a fost acela că scopul omului pe pământ, omul lăsat de Dumnezeu, da, suntem în secolul 3, suntem într-o plină perioadă, un avânt al creștinismului, da, este acela ca omul să se mulțească, ca omul să-i servească divinității. Cred că așa era și corect până la urmă ca oamenii să aibă familie în acele vremuri în care așa se murea din vari motive, iar populația avea nevoie de susținere, de natalitate, iar cu o armată de vreo 20 și ceva de ani și fără căsătorii, cred că era destul de greu să se Claudius, întâmplă treaba asta. Claudius avea altă optică, exact. Altă viziune. Sfântul Valentin apare ca și sub forma de sfânt, așa cum l-am cunoaște astăzi, în Anglia medievală, în evul mediu timpuriu din Anglia, apare în cântece de dragoste, să nu uităm, apare și la Julieta. Da? El este, haideți să spunem, oficializat. Și toată Anglia urmează să sărbătorească Sfântul Valentin ca urmare a edictului lui Henric al VIII-lea de la mijlocul secolului al XV-lea. De atunci, Anglia sărbătorește Sfântul Valentin pe data de 14 februarie. De acolo, cu primii coloniști englezi, este exportat din Europa în America, se întoarce astăzi aici și îl vedem formă, exact. Una extrem de comercială exact, și industrială. Exact. Dacă tragem linie și socotim că Sfântul Valentin... Asta e o bâlbă de ținut minte, că Sfântul Valentin a avut rostul său și într-adevăr a existat și chiar are acest simbol de păstrare a dragostei și a sărbătorire a dragostei. Ce face Dragobetele? De unde a apărut el și care a fost menirea sa? Dragobetele. Dragobetele îl putem găsi mult mai devreme în tradițiile locale din această zonă a Europei, în special din această zonă a Balcanilor, pentru că întâmplător sau nu, Dragobetele suprapune aria mărțișorului. Este vorba de Republica Moldova, România, Bulgaria, Macedonia, nordul Greciei, sudul și estul Serbiei. Dragobetele este o veche zeitate dacică, cel mai probabil, nu sunt dovezi atât de clare, dar cel mai probabil că este o zeitate dacică, care întruchipează iubirea, care întruchipează renașterea naturii, este logodnicul păsărilor, este considerat ce logodnicul drăguț. Păsărilor, da, este o zeitate bine înrădăcinată și care, eu știu, în această zonă a Europei este foarte bine sărbătorită și există foarte multe tradiții, obiceiuri în ziua de Dragobete și asta este un lucru care nu știu cât de bine este să-l spun, dar se consideră că dacă în ziua de Dragobete o fată atinge cu piciorul unui băiat,
îl va avea sub picior tot anul. Asta e de ținut minte, ați dat un pont foarte, foarte bun, doamnelor care ne privesc în acest moment. Sper că ați reținut ideea. Este exact ca la biserică, la căsătorie. Se spune că dacă l-ai călcat pe Da. picior când trebuie, gata, Păi nu e întâmplător. supus toată viața. Nu întâmplător este asociat acest obicei cu căsătoria. Acum depinde, nu știu, cred că ar trebui să vedem un procentaj în realitate până la urmă, câți domni s-au înfuriat pe moment și nu au fost ascultători niciodată din pricina acestui moment. Da. Sau s-au temut că cine știe, toată viața vor Da. avea parte de călcat din ăsta regulat, așa, și mai bine au fost cu minți. Dragobetele în zilele noastre cred că a pierdut teren semnificativ. Mă refer la această arie de care vorbea și noastră mai devreme, de Republica Moldova, de România Da. și țările învecinate care sărbătoresc dragobetele, dar și mărțișorul. Cred că am pierdut teren cu această tradiție din pricina Valentine's Day, care a venit din America cu o formă foarte comercială și nu a Sfântului Valentin, acela tradiționalul, care Da. el e foarte drăguț în felul său, dar l-au schimbat puțin americanii și a căpătat o altă formă. Sfântul Valentin astăzi este o industrie, v-am spus, citeam de curând, undeva la 29 de miliarde de dolari profit anual în această zi, fiind singura zi, haideți să spunem, peste Sfântul Valentin ca procent de câștig, se situează la nivel întreg, la nivelul întregii lumi, Crăciunul. Pentru că Sfântul Valentin apare și este sărbătorit și în Australia, și în Africa, mai peste tot. Adică toată lumea Da, știe de Sfântul da, Valentin, cumpără da. și vinde de Sfântul Valentin. Mi se pare o cifră uriașă ca procent. Într-adevăr, știm că, de exemplu, Crăciunul aduce niște câștiguri senzaționale, dacă ar fi să vorbim ca într-o fostă televiziune de-a noastră națională de dragobete. Nu cred că am uitat, cred că n-a fost o sărbătoare mediatizată suficient. Am văzut însă foarte mulți tineri care anunță sărbătoarea asta cu mare drag și anume să ținem de tradițiile noastre. Că purtăm o ie, că ieșim într-un loc tradițional, că alegem o pensiune, un restaurant cu profil, cu specific românesc. Dragobetele nostru, cum ar putea să mai câștige un pic de teren? Să-i se știe povestea mai bine? Credeți că e îngropat așa și sunt prea puține detalii la vedere despre ce a însemnat dragobetele? Da, probabil. Dacă am ține tradiția, să știți că ar avea, cel puțin pentru zona noastră, un impact, acum vorbim din punct de vedere economic, cel puțin egal cu al Sfântului Valentin. Pentru că exista tradiția la sate de dragobete. Tinerii se întâlneau, fete și băieți, se întâlneau în mijlocul satului sau în gospodăria cea mai mare gospodărie din sat și făceau horă. Se făceau petreceri. Nu se muncea în acea zi. Singura muncă ce era permisă în ziua de dragobete era curățenia în casă. Da, ok. Asta putea fi făcută. Adică dragobete, dragobete, da, să dăm Da, cu mătura, nu? da, da. Pentru, asta era, unul dintre, asta era unul, una dintre semnificațiile dragobetelui. Curățenia în casă, curățenia sufletească, curățenia trupească. Exact. De dragobete nu se ofereau cadouri, nici de Sfântul Valentin nu se ofereau cadouri până e, să asta până a venit un american și a zis, dar ce ar fi de Sfântul Valentin să se ofere niște cadouri, că uite, am Exact. Făcut niște inimioare de pluș. Se organizau petreceri, se organizau, haideți să spunem, diferite concursuri, diferite întreceri între tineri. Probabil că tot legat de Lupercalia exista acea tradiție în lumea satului că băieții, în mod simbolic, alergau fetele și dacă le atingeau, urmau chipurile să se căsătorească în acel an, în decursul acelui Cred an. Cred că cel mai dificil era pentru cele care rămâneau neatinse, să spun așa, că era clar că nu prezentau foarte mult interes, nu? Nu, cele care nu doreau să se căsătorească nu participau în hora de dragobete. Am înțeles, adică te retrăgeai din bun simț încă de la început, Da, nu? Da. Mi-ar plăcea foarte mult să revăd ușor înviate, măcar pe de-o parte, aceste tradiții, într-o formă drăguță a lor și mă gândesc acum râd, deși nu prea e de râs, mi-aduc aminte de o tradiție undeva în zona Moldovei unde se tot bat cu niște ciomege la o sărbătoare unde de obicei pe lângă tot satul care e prezent la sărbătoare sunt prezente și ambulanțele. De asta spun că tradiția e foarte frumoasă, dar să-i punem niște limite, așa
apreciind și Nu, de data asta vremurile în este care o am ajuns. tradiție, de data asta este o tradiție frumoasă, este o tradiție care ar trebui respectată. Și gândiți-vă cum arăta Dragobetele acum 10 ani. Cum arăta Dragobetele acum 15 ani. Acum 15 ani nu prea puteam să am legătură cu Dragobetele, dar... Ca idee. Uitați-vă la reflectare, la reflexia sărbătorii în media. Puțină lume știa pe aici, pe acolo. Astăzi avem emisiuni, vorbim despre Dragobete. Ceea ce mi se Astăzi, pare și normal, exact. vorbind de România și de tradițiile ei, mi se pare Exact. normal să discutăm despre asta. Astăzi avem, uitați-vă pe rețelele de socializare. Corect. Foarte mult tineret, pentru că în special tineretul utilizează astfel de rețele de socializare, promovează Dragobetele. Ori sunt convins, mie unul de speranță că acest lucru, că în viitor Sfântul Valentin va pica pe locul 2, ca să spunem așa, pentru că eu nu sunt adeptul, haideți să spunem, nu-mi repugnă ideea de Sfânt Valentin pentru că este o E ok, sărbătoare poate să importantă. existe. Exact. Dar mi-ar conveni, trebuie să recunosc, să fie pe locul 2 în conștiința, în tradiția În topul poporului român. alegerilor românilor, cel Da, puțin, și a da. celor care sunt învecinați cu România, spunând și dumneavoastră de mai multe ori că facem parte dintr-o arie anume, unde sărbătorim Dragobetele și Mărțișorul, nu toată lumea sărbătorește, dar noi, dacă avem în tradiție, cred că ar fi foarte frumos. În fiecare an, credeți că dacă la Buzău, de exemplu, s-ar organiza câte un eveniment așa drăguț, cum a fost în ianuarie, de exemplu, cu celebra horă, unde ați văzut că s-au strâns buzăinii, e o ocazie bună să le mulțumim. Dragilor, Da. am făcut apel la voi să fiți prezenți la cea mai mare horă în jurul muzeului și iată că v-ați ținut de cuvânt, ați fost alături de reprezentanții muzeului, foarte frumos. Da, le N-am fost mulțumim mult. prezentă, spre rușinea mea, dar a fost foarte fain din ce am văzut. Le mulțumim mult tuturor buzoienilor și să știți că ăsta este un al doilea semn că se poate. Cu Se siguranță se poate. poate, buzoienii pot face lucruri extraordinare dacă sunt motivați așa cum trebuie și de-aia vă întrebam pe final de prima parte. Dacă la Buzău, la anul, de exemplu, de Dragobete ne asumăm așa că suntem forțoși și facem un super eveniment. Să știți că și în acest an, deci peste 2 zile, are loc premieră piesă de teatru. Se va deschide, haideți să spunem, un târg de mărțișori cu vânzare, mărțișoare tradiționale. Foarte frumos. Pe 24, la ora 12, va fi o lectură publică în amfiteatrul Muzeului Județean Buzău, Dragobete versus Sfântul Valentin, element al identității naționale. E, uite, ce vorbim noi aici, da? Este un Exact. avans de Exact, ceea ce se va exact. întâmpla în ziua respectivă. Păi atunci, cei de acasă care vor să respecte tradiția de Dragobete, cu siguranță își pot petrece ziua dând o fugă la Muzeul Județean, pentru că au ce să vadă acolo, la Teatrul George Ciprian, o premieră la teatru. Va să zic că nu e de aici, de acolo, o zi în care chiar se sărbătorește Dragobetele. Domnul Costache, haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate, vă las să vă pregătiți discursul despre ce înseamnă Luna Femeii. Aici sunt foarte multe elemente de discutat. Dragilor, revenim în câteva minute. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, după ce am desfăcut așa firul în două, în trei, în patru, am aflat ce e cu Sfântul Valentin, ce este cu Dragobetele care se apropie, pe care le așteptăm peste 2 zile, pe data de 24, de la directorul adjunct, cel nume Daniel Costache, care este invitat în acest moment director al adjunct al Muzeului Județean Buzău. Vrem să aflăm până la urmă ce e cu luna asta a femeii, că nu mai spunem 1 martie și 8 martie, spunem luna femeii per total, așa ne permitem, am zis să fim păsuite luna asta, am și spus deja. De unde până unde tradiția, pornind cu mărțișorul până la urmă și continuând cu dragul ăsta de femeie în luna martie. Da, așa este. Luna martie. Luna martie este prima lună de primăvară. Ne ducem tot în Imperiul Roman. Înainte de reforma lui Cezar, în anul 48, prima lună a anului era luna martie. Anul începea la 1 martie. Se face reforma, ajungem la calendarul iulian, se calculează zilele, lunile, ciclul se calculează după soare. Ok, 1 ianuarie devine prima zi a anului. Nu întâmplător, martie era prima zi a anului, pentru că în martie începe anul agrar.
În martie natura renaște. Avem legendele din Grecia antică. Avem legende și practici magico-religioase în Imperiul Roman, legate de luna martie, legate de fertilitate, legate de reînvierea aceasta a naturii, dar nu în sensul de acela că ne oferă hrană. Acum încep muncile agricole și care este elementul care este de care poate fi legată renașterea sau nașterea unei noi vieți, de femeie. Să știți că nu întâmplător este acest lucru. Încă din epoca pietrei avem și cu siguranță cei care au vizitat muzeele ori au citit despre artefacte, ori o istorie, ori referințe la epoca pietrei, cunosc acest lucru. Avem o sumedenie de figurine, de statuete feminine, da? Foarte rar, dar foarte rar bărbătești, care sunt datate în preistorie, în epoca pietrei. Nu întâmplător este acest lucru. Femeia este simbolul renașterii. Femeia este simbolul vieții. Noi avem acea vorbă, mama Gaia. Da? Toată care lumea vine... știe. Luată-ar mama Gaia. Puțină lume știe că această personificare, în esență, este mama Pământ. Da. Până la urmă, martie... jurătură chiar așa exact. Vedea, nu? Da. Dacă e să, de... să ne gândim aici. În martie noi avem zilele Babei Dochie. Bulgarii au Baba Marta, macedonienii au Baba Rada și tot felul de asocieri relativ similare. Martie este luna în care se întorc păsările migratoare, este luna în care înfloresc, sparg mugurii pomilor, un semn clar de revenire al naturii la viață și este așa numita perioadă în care dă colțul ierbii. Așa este. Da? Ne arată belșugoanului. Foarte multe tradiții, foarte multe obiceiuri, foarte multe ritualuri, în special în Republica Moldova, sunt legate de această renaștere, de această curățire. Pentru că venim după iarnă, venim după frig, venim după la ger. La țară se vede asta, oamenii își curăță bătăturile, așa cum se spune. Exact. Ies în curte, în gospodărie, în bătătură, cum se spune la țară, și curăță tot, curăță pomii, dau foc crengilor rămase, curăță toate gunoaiele din curte. Ideea și așa este mai departe. De te elibera de, de duhurile rele. Exact. Așa considerate în iarnă. Aerisesc în casă, scot pături și așa mai departe, fac curat. Cu sau fără apropierea Paștelui. Știu că la țară, da, la bunicii mei, se făcea o curățenie zdravănă, atât în casă cât și afară, în curte și la animale, chiar la începutul lunii martie. Da, nu întâmplător. Cu siguranță. Renașterea naturii le dă și lor, cred că le dădea celor care urmau tradiția asta, un imbold așa de a face curat peste tot. Da, iar martie este o lună plină de semnificație legată tocmai de acest obicei, legată tocmai de aceste lucruri. Nu întâmplător în martie este mărțișor. Da? Care vine și el de unde? Este de foarte de departe. De foarte de departe, da. Acum nu știu în ce măsură, pentru că am putea intra foarte ușor pe tărâmul speculațiilor. Dar în culturile arheologice neolitic au fost descoperite mărgele albe și roșii. Nu cred că este un lucru întâmplător. Așa cum îl cunoaștem noi din tradițiile vechi ale noastre, mărțișorul are o simbolistică deosebită care, din păcate, astăzi este uitată, de departe uitată. În sens tradițional, mărțișorul este acel șnur. Atât. Doar șnurul. E foarte bine de spus, mai ales pentru cei care cumpără cadouri mari, 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 așa, și foarte scumpe, cărora le agață acel șnurleț de 50 de bănuți. Practic, șnurul este cel care ar trebui șnurul să fie este esența. Esența, nu? Da. Ulterior, șnurului a fost adăugată o monedă din aur, în semn al bunăstării. Da. Și într-un final a fost asociat, și vorbesc acum de timpuri vechi, da? Nu de ce se întâmplă astăzi, mărțișorul a fost asociat o potcoavă, în semn al norocului, o potcoavă miniatură.
Primul meu mărțișor pe care mi-l amintesc era o potcoavă dintr-un soi de metal sau plastic, nu-mi amintesc, mic, vopsit anapoda și cu un șnuruleț care stătea în toate părțile, dar cert este că așa a arătat primul meu mărțișor pe care mi-l amintesc. Și cred că mulți din generația mea de acum 30 de ani cu siguranță au avut astfel de mărțișor. Ăla este mărțișorul. Simbolistica culorilor, alb roșu, este una fantastică. Și anume, albul simbolizează în general ziua. Albul simbolizează lumina soarelui. Albul simbolizează curățenia trupească, curățenia sufletească. Albul simbolizează puritatea. În timp ce roșul simbolizează pământul. Roșul simbolizează sângele. Dar acel sânge ca rezultat al nașterii. Cele două elemente combinate în esență reprezintă acea asociere cer-pământ. Bărbat-femeie. Haideți să spunem, ca și chintesență a armoniei, a reproducerii, a echilibrului cosmic. Asta este simbolistica celor două culori. Exista, mă rog, acum nu mai există așa ceva, mărțișoare să producă în China, să cumpără începând de... Din păcate. Da. Exista un întreg ritual în ceea ce privește cum se făcea mărțișorul. Chiar vă rog, pentru că mi-ați povestit ceva foarte frumos înainte de emisiune și mi-ar plăcea să le povestiți și celor de acasă. Mărțișorul era realizat în gospodării proprii de către femeile în vârstă. Toată luna februarie făceau fierturi de diferite plante, făceau fierturi din frunze de ceapă și obțineau acea culoare roșie cu care era vopsită lână, pentru că mărțișorul la început era făcut fie din lână, fie din in, fie din cânepă. Adică din fibrele pe care le aveau la îndemână până din la urmă. Produse... Pe vremea aia, China nu reușea să exporte fel de exporta. Și mai departe. Exact. Din materie primă care se găsea în gospodărie. Mărțișorul, acea practic răsucire a firelor, a celor două fire, era realizat în ultima noapte din luna februarie, dar nu mai târziu de răsăritul soarelui. Adică se muncea toată noaptea la da. Zeci da. Sute de firicele împletite. Se făceau acele șnururi și se realizau tot din lână acele două figurine antropomorfe, da? Cu alb și cu roșu, aceeași asociere. Mărțișoarele erau dăruite copiilor, care le purtau la încheietura mâinii și dacă mărțișorul purtat la încheietura mâinii avea o amuletă, acea figurină antropomorfă, era bine să porți acea figurină sub mânica cămășii. Pentru că dacă o vedea soarele, riscai să faci friguri, să te îmbolnăvești de friguri. Mărțișorul era purtat de fetele demăritat la gât. Mărțișorul era purtat de femeile măritate, de unele femei în vârstă și de bărbați, fie la căciulă, femeile fie așa clasic cum sunt purtate, astăzi, cum le cunoaștem așa astăzi. Așa cum noi am moștenit tradiția. Eu știu două moduri de a purta și, în general, pentru a nu-l agăța de fiecare dată, să-l schimb de la o haină la alta, îl porți acel șnur la mână. Sau chiar o brățărică în acele culori cu o anumită figurină acolo sau pe gulerul sacoului sau al cămășii. Dar cert este că în zilele noastre nu prea vedem bărbații purtând mărțișorul. Sunt zone unde bărbații poartă. Și așa cum discutam cu dumneavoastră mai devreme, din păcate România este una dintre țările care a pierdut cel mai mult din această tradiție. Mai mult, mărțișorul era legat pe gard. Pentru a te proteja, îți proteja gospodăria de duhuri rele, de nenorociri care se puteau întâmpla peste an. Mărțișorul era legat la coarnele boilor. Exact, pe asta o știu de la bunicii mei de la țară și am prins perioada și mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să prind perioada aia în care boii și vacile aveau prinse la coarne firișoare de mărțișor. Și nu cumva cei boi erau de fapt cei folosiți în agricultură? Ba ei da, exact, sara, cei cu care exact, sara sau exact. Săcărau lemne din pădure exact, și așa mai departe. Exact. Cred că chiar și la hamul cailor cu care sara da, sau săcărau lemne am văzut legat. Și nu în ultimul rând la clanța ușii.
Pentru a-ți Asta n-am proteja văzut, întreaga dar familie. cert e că la animale am observat în copilărie și chiar mă întrebam Da. ce l-o fi trebuind voilor sau vacilor sau celorlalte animale, ce l-or fi trebuind firicelele alea de mărțișor pe care noi ne băteam efectiv ca să le avem și să ne aducă noroc, după cum știam noi. Iată că prinseserăm Aia este ceva din semnificația. tradiție până la urmă. Da. Am pierdut destul de mult comparativ cu celelalte țări care respectă încă această tradiție. Am pierdut faptul că nu ne mai dăruim între noi cu aceeași simbolistică și că asta ține mai mult cont de partea financiară, probabil, a mărțișorului Și pe de care ceea îl ce este dorim. legat de șnur. Păi, da, asta zic, când Da. am zâmbit la auzul veștii cu moneda de aur, la asta mă gândeam, la ce se dăruiește astăzi, fel de fel de bijuterii și așa mai departe, legate cu cât un, fir de mărțișor, firul fiind primul care zboară, pentru că e Da, important da. cadoul. Cadou pe care putem să-l facem oricând. De mărțișor, șnurul e De important. mărțișor și șnurul este Surprinzător, important. paradoxal, cel cu cea mai mică valoare financiară este cel mai important. O să reușim să mai păstrăm din tradiția asta a mărțișorului, că se poartă din ce în ce mai puțin. Și dacă reușim, cum să reușim? Eu zic că vom reuși. Eu zic că vom reuși, dar este important să știm și să cunoaștem semnificația mărțișorului. Ok, este un prilej pentru comercianți. Acesta este, haideți să spunem, din punctul meu de vedere, motivul pentru care mărțișorul nu va dispărea. În primul rând că îl țin comercianții în Exact, viață, nu? exact. Trebuie să știm, în schimb, semnificația lui, cum era făcut mărțișorul, ce simboliza. Pentru că, uite, astăzi multă lume nu știe până când se poartă mărțișorul Păi și care atunci, este până când se semnificația. poartă mărțișorul, domnul director Costel? În diferite zone ale acestui spațiu balcanic în care este cunoscut și respectat mărțișorul, sunt evident diferite variații, de la câteva zile până la câteva săptămâni. De tradiție, mărțișorul era purtat până când vedeai primul pom înflorit. Și îl Aoleu. luai și îl agățai, de obicei este măr sau alun, îl luai și îl agățai în crengile acelui pom. Fie până când vedeai prima barză ori prima rândunică pe cer, în semn că păsările, da, logodnicul păsărilor, mai devreme, tragopetele, că vorbeam de el, s-au întors. Atunci fie era aruncat în apele unui râu, fie era pus sub o piatră pe ogor. Dacă sub acea piatră erau gândaci, pune mărțișorul acolo, acela era un semn că anul ce urmează va fi un an bogat, va fi un an îmbelșugat. Acestea sunt... În caz că mi se spune gândacii, musai să fi fost boii domnului, cum se spune, gândacii roșii pe care îi știm la fel de la exact, țară, exact. De Păi sunt singurii care mișună în acea perioadă. Așa, atât se purta mărțișorul. Adică purtarea mărțișorului avea strânsă legătură cu cât de repede are primăvara chef să vină în zona noastră, nu? Da. Pentru că în diverse zone ale țării primăvara ajunge mai repede sau mai târziu, depinde cât de cald este. Dar întotdeauna în martie. Întotdeauna în martie, mai devreme sau mai târziu, până la urmă purtatul mărțișorului trebuie să ne bucure. Suntem protejați, avem noroc, avem o primăvară frumoasă și cu energie bună. Cred că asta este mai presus de toate. Vreau să vă întreb, mai avem aproximativ 10 minuțele, mai puțin de 10 minute din emisiune și aș vrea să vă dau ocazia, dacă tot ați venit cu bagajul ăsta de informații la noi, să ne vorbiți un pic despre ce va însemna luna martie la Muzeul Județean. Că așa e frumos, da? Luna martie la Muzeul Județean. Va fi o întreagă serie de spectacole, de piese de teatru organizate de către Teatrul George Ciprian Buzău. Muzeul Județean Buzău va vernisa o expoziție de arheologie intitulată sugestiv Reprezentări feminine în preistorie, exact despre acele statuete și figurine putem feminine să vedem de care cam vorbeam. Ce părere aveau bărbații de atunci despre femei și cum l-au întruchipat, să spunem. Da, este întreagă teorie, este întreagă evoluție a acestor figurine, dar putem vorbi ore întregi despre acest Dar lucru. Ca să facem o paranteză amuzantă, sper eu, nu erau anorexice niciunele, da? Că astăzi se pune mare accent pe treaba asta. Să știți că erau? acest lucru este foarte interesant și anume, în perioada Neoliticului Mijlociu, avem reprezentări feminine, cum le spunem eu, cu steatopigie, cu sâni voluminoși, cu șolduri și bazin voluminoase. Acesta este un semn al fertilității. Corect. Da? Către Neoliticul final avem statuete filiforme, subțirele,
Au micuțe. Descoperit curele de slăbire, da? Și au ținut cont de... Pentru ca, odată cu începutele epocii bronzului, acestea să dispară, să fie înlocuite alte simboluri, mă rog, este o întreagă idee. M-ați întrebat și n-aș vrea să ratez momentul despre acțiunile muzeului. Deci, pe data de 4 martie, buzoienii sunt invitați să fie alături de noi și să vizioneze expoziția Reprezentări feminine în preistorie. Pe data de 6 martie vom deschide o expoziție de artă, Reprezentări ale femei în arta modernă și contemporană românească. Însă piesa de rezistență va fi o expoziție internațională itinerantă pe care am organizat-o în colaborare în cadrul parteneriatului Identități Naționale într-o Europa Unită, inițiat de noi anul trecut, cu Asociația Culturală Hemus din Republica Macedonia, Biblioteca Regională Mihalache Gheorghiev din Vidin, Biblioteca Centrului Cultural Kladovo din Serbia, la care s-au asociat Muzeul Agriculturii din Slobozia și alte câteva instituții de cultură din Macedonia și din Bulgaria. Este vorba despre o expoziție internațională Martinchi Martinița Mărțișor, pentru că toate înseamnă același lucru. Observați, mica diferență, mica sensibilitate de nuanță. Da, foarte mult. Exact. Da. O expoziție panotată cu tradiții de mărțișor, cum, ce rol avea mărțișorul, pentru că el are aceeași semnificație în tot acest spațiu, numai în România. Aceeași semnificație o are în tot acest spațiu și buzoienii vor putea să admire, încercăm noi pe data de 15 martie, acum vremea va avea un cuvânt mare de spus. Dacă ne rugăm toți din timp, da, eu zic că o să fie frumos. Vor putea să admire cel mai mare, cel mai lung mărțișor din lume. Colegii din Bulgaria l-au realizat, au certificat de carte recordurilor pe el. Super! Un mărțișor de aproape 17 km, mai precis. Cât? 17 km. Că asta e întrebarea întrebărilor. Unde o să expuneți un mărțișor de 17 km? Să știți că ne ridică probleme de logistică serioase. Logic! Logică logistică e problema aici. Adică unde îl întindem, cum îl punem, ce facem să nu încurce și nici să nu îl încurce pe el altcineva. Da. Ce soluție aveți deocamdată? Dacă încercăm să le expunem acum, ne bazăm pe sprijinul tuturor autorităților locale. Păi, cred și eu. Consiliul Județean, Primăria. Încercăm să le expunem pe platoul la Dacia. Am făcut un calcul, ar însemna vreo 70 de ture de platou. 70 de ture de platou. Ceva de genul. Să participați la aranjarea, domnul Costache, nu? Invităm pe toată lumea să participe la aranjarea acestui mărțișor. Asta cred că ar fi foarte frumos să-i vedem pe buzoieni cu mic, cu mare, mai ales cei iubitori de tradiții și cu respect pentru ceea ce înseamnă până la urmă tradiția noastră românească și a țărilor din prejur. E foarte frumos că am rămas o mână de oameni, să spun așa, simbolic vorbind, noi țările astea, care încă mai ținem de tradiție și ar fi foarte frumos să o respectăm atâta timp cât mai rulează. Că uite ce se întâmplă, se acoperă imediat de comercial, de tot soiul de evenimente. Da. Pe 15 martie ne dorim să vedem treaba asta, dacă ține vremea cu noi, dacă nu, probabil că există o marjă de eroare acolo, da, o zi, da, un plus, dar în minus. Nu vrem să vorbim deocamdată de acest lucru, sperăm ca vremea să suntem încrezători, da? Da. Păi atunci așteptăm să ne dați un semn dacă aveți nevoie să-i mobilizăm pe oameni, le spunem încă de pe acum că e nevoie de ei. Și dacă vor sau nu să aranjeze la celebrul mărțișor, dacă nu aveți chef de aranjat, puteți doar să veniți să-l vedeți. Cred că e important și așa să doborăm un pic recordul de la Hora Unirii. Adică să avem și mai mulți buzoieni care să vină să vă ajute să... Doamne ajută! Da, noi sperăm acest de... lucru, ne dorim acest lucru. Muzeul a fost închis 5 ani de zi. Da? Merită acum toată atenția. Se simte. Se simte lipsa unei instituții de cultură din muzeu, din sânul unei comunități, așa cum este Buzău, o comunitate mare. Se simte nevoia de acțiuni culturale. Exact asta. Se simte nevoia de alternativă. Exact. La baruri, la pub-uri, la, eu știu, orice alte surse de petrecere timpului. Într-adevăr, e frumos și într-un pub, ieși, bei un suc, te distrezi într-o seară, nu vei face asta tot timpul, sau cel puțin de la o vârstă nu mai faci asta tot timpul. Dar clar este că oamenii care nu fac asta au nevoie de alternativă. Alternativa încă de anul trecut, de la jumătatea anului, a devenit Muzeul Județean cu fel de acțiuni. Teatrul George Ciprian trebuie să fie menționat de asemenea pentru toată activitatea pe care o are și Centrul de Cultură și Artă. Și în această perioadă văd că se mișcă foarte bine, dar în deosebie apreciez perioada în care a fost condus de fostul director, pentru că
S-a văzut, chiar s-a văzut, a avut așa un boom de activitate, sper să continue acest boom. Același boom de activitate și de energie l-are și Muzeul Județean. Domnul Costache, aici se încheie emisiunea, vom mai vorbi probabil prin preajma Paștele, așa, să aflăm ce tradiții trebuie să urmăm de Paști. Buzoeni, încă de la începutul lunii martie, muzeul, teatrul vă așteaptă pentru tot soiul de acțiuni, dar în mod special pe 15 martie trebuie să vedem mărțișorul kilometric, să-i spunem așa, e de record, e de cartea recordurilor, trebuie să măcar să atingem așa cu degetel. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și mult spor vă urez. Mulțumesc pentru invitație. Dragi telespectatori și noastră, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția oferită în această seară. Rămâneți în continuare alături de noi pentru că urmează jurnalul TV Buzău prezentat de colega mea, Maria Stroie. Eu sunt Ilona Zicea și ne revedem mâine seara la ora 8.